E, haideți acum să vedem ce au înțeles oamenii din tot scandalul ăsta cu pensiile, pilonul 1, pilonul 2, pentru că asta e important. Asta uită și presa de multe ori, că dincolo de interesele celor care dictează politica editorială, care de multe ori nu pricep nici ei nimic din ce se întâmplă, important este dacă oamenii înțeleg, dacă își formează o opinie corectă, dacă pot privi critic tot ceea ce se petrece, dacă pot obține răspunsuri la întrebări. Ca așa, cu scandal doar pentru a întoarce pe oameni unii împotriva altora, nu prea mai merge. Mă rog, ăștia care ne conduc doar asta știu să facă. De-aia interesul lor e ca poporul să înțeleagă cât mai puține lucruri. Vax populi. Pilonul 1, pilonul 2, renunțăm la pilonul 2, nu? Ce ați înțeles de mine? Permite să încep cu un mic proverb pe care îl știu de la bunica mea. În viață, hoțul cu prostul face treabă. M-ați înțeles? Deci, cine e hoțul? Hoțul sunt ei și proștii suntem noi. Pentru că noi acceptăm și înghițim această umilință care trenează din 1989. Au vândut tot, au distrus tot ce s-a clădit în țara asta. Nu realizează că tot tineretul, toată forța de muncă din România a plecat și va pleca în continuare. Ați înțeles ceva? Mare brânză nu, dar doar că a redus și n-ar fi trebuit să reducă procentajul ăla în care ia la pilonul 2 de pensie. Bă, dacă tot zice că facă ăștia afaceri bune și sporește banul și mai ales că să moștenește fondul care se strânge acolo. Ați înțeles de ce vor să renunțe la pilonul 2? Să-i puie toți banii, că n-are să plătească la pensionari ca mine. Miza e pentru că nu au bani pentru pensii și pentru... Ar vrea să ia banii de la... Să ia banii de la contribuabili care au contribuit, de la cei tineri. Să-i lase fără bani. Păi da. Se pare normal așa? Păi bineînțeles că nu e normal. Cum să fie normal? Cam asta credeți? Că asta cred că este. Nu au rămas fără bani și... Păi dar bineînțeles că au rămas fără bani. N-au fonduri pentru asta. Și ei mint că nu știe că se... Pentru că se apropie... Ei au intrat acum deja propaganda electorală pentru alegerile viitoare, cum ar veni, da, pentru președinție, până la urmă, pentru locale, guvern. Ați luat salariu, bănuiesc. Da, da. Și ați înțeles care e ideea dintre pilonul 1 și pilonul 2? Care e diferența? Nu. E o contribuție, dar... Da, dar nu înțeleg ce diferență este între pilonul 1 și pilonul 2. Deși contribuiți la ele, cum ar veni, dar unde să duc banii, nu știți? Nu. Nu știți. Nu. Și nici de ce vor ei să desfințeze pilonul 2? Nu. Pilonul 1, pilonul 2, ați înțeles ceva, care e ideea? Da, cum să le ia, ce să... Nu v-ați uitat? Nu. Nu m-am uitat. Am auzit la radio că stați, dar nu. Dar nu știți așa care e pilonul ăla, care e pilonul ăla? Pilonul 2, dragii, să ia. Din câte s-aude și uite, vorbind așa pe drum, că n-ar avea bani. Asta ar fi, de fapt, în spate. Bani nu sunt nicăieri, nu e bani. Ați urmărit scandalul ăsta, pilonul 1? Păi este în fiecare zi și el, da, tot așa e. Ce ați înțeles din scandalul ăsta? Ce să înțelegi? Mai nimica, că deocamdată toate merg prost. Sincer, dacă vreți să spun, mare lucru n-am înțeles. Mă rog, cu pilonul ăsta 2, deci am înțeles așa o chestie că e o pensie suplimentară, dar care, mă rog, unii vor să o, cum să zic, să o desfințeze, alții nu. Dar mare lucru n-am înțeles din dezbateri, sincer să fiu. Care e diferența între pilonul 1 și pilonul 2? Nu știu, sunt de la... Nu le cunosc. E frică, nu știu, că o să rămână fără bandă pensii, că se poate ajunge... Tot ce e posibil, tot ce face Dragnea, tot ce e posibil. Și am ajuns chiar aici să umblăm la piloanele astea, e ultima soluție, bănesc, alor. Da. O să ajungem să ne ducem cu castronul aici, să ne dea.